Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Carina Miller și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Legea bugetului de stat și politica fiscală și vamală pentru anul 2023 au fost aprobate de guvern. Se estimează că veniturile vor crește cu 9%, cheltuielile cu peste 12%, iar deficitul va fi de 18,3 miliarde de lei. Moldova Gaz recunoaște că sunt erori la gradul de vulnerabilitate al consumatorilor din unele facturi trimise pentru luna noiembrie. Se propune ca erorile să fie înregistrate ca plată în avans până la rezolvarea problemelor. Comisia Europeană propune un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, al nouălea după declanșarea agresiunii ruse asupra Ucrainei. Intră pe lista de sancțiuni oficial din armată și din Parlament. Guvernul va sprijini cetățenii afectați de criza economică prin majorarea salariilor bugetarilor, însă va mări impozitele pentru milionari. Sunt doar câteva dintre prevederile legii bugetului de stat și politică fiscală și vamală pentru anul 2023, aprobată ieri de guvern. Astfel, pentru anul viitor, veniturile la bugetul de stat vor crește cu 9%, cheltuielile cu peste 12%, iar deficitul va fi de 18,3 miliarde de lei. Printre măsurile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor sunt majorarea salariului minim pentru personalul din sectorul bugetar de la 3.500 de lei la 4.000 de lei, introducerea cotei 0% la impozitul pe venit pentru întreprinderile micro, mici sau mijlocii, majorarea plafoanelor valorice la tichetele de masă de la 35 la 55 de lei, precum și prelungirea termenului de desfășurare a activității de comerț în baza patentei până în 1 iulie 2023. Și salariile bugetarilor vor crește în medie cu 14%. Pentru cei cu lefuri mai mici, majorarea va fi mai consistentă. Am luat decizia să creștem salariile tuturor angajaților bugetari. Creștem salariile tuturor cu 1.300 de lei pe lună. Am decis să facem această creștere egală pentru toți, pentru ca să primească procentual mai mult cei care au salarii mai mici. Cei cu salarii mai mici, cum ar fi un bucătar, spre exemplu, care are un salariu brut de 4.169 de lei, va primi de la 1 ianuarie 5.469 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de peste 30%. Un asistent medical, care are un salariu brut de 8.776 de lei, va primi de la 1 ianuarie 10.076 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 15%. Și salariile miniștrilor vor crește cu 2.000 de lei față de 1.300 de lei pentru ceilalți bugetari. Nu este normal ca un ministru să primească de două ori mai puțin decât un subaltern, un secretar general, vorbind de funcții cu responsabilitate incredibilă, care administrează miliarde de lei și iau decizii care influențează milioane de oameni. Politica fiscală și vamală pentru anul viitor mai prevede majorarea impozitelor pentru persoanele fizice cu venituri anuale ce depășesc 1 milion de lei, adică de la 12% la 18%. Totodată vor fi majorate accizele pentru produsele de tutun și alcool etilic cu 25% și respectiv 15%. Măsurile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale au stat la baza elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul viitor. Prin urmare, în 2023, veniturile la bugetul de stat vor constitui 64,9 miliarde de lei, cu 9,3% mai mult decât în acest an, iar cheltuielile vor fi de 83,2 miliarde de lei, mai mari cu 12,5%. Deficitul se va ridica la 18,3 miliarde de lei sau 6% din produsul intern brut. Acesta va fi acoperit din surse interne și externe. Din cele mai importante cheltuieli dumneavoastră deja probabil le cunoașteți, este fondul de reducere vulnerabilității, 5 miliarde de lei. Sunt cheltuieli importante pentru fondul de susținere a populației, 204 milioane de lei. Noi am prevăzut în buget
un fond de 1,1 miliard de lei pentru fondurile de intervenții. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost elaborat în baza estimărilor Ministerului Economiei și consultărilor cu experții femei. Este bazat pe o creștere economică de 2% și nivelul inflației medie anuale de 15,7%. Documentele au fost incluse suplimentar pe ordinea de zi a guvernului și publicate cu doar 3 ore înainte de a fi aprobate, ceea ce a stârnit nemulțumirea opoziției. Măcar că precedentele guvernări au fost criticate în nenumărate rânduri că procesul de adoptare a legilor bugetare trebuie să fie conform legislației și transparent, cu regret și în anul acesta bugetul, ca de obicei, a fost aprobat sau va fi aprobat în procedură cu încălcări. Proiectele vor intra în vigoare după ce vor fi aprobate de Parlament. Luni vom avea o ședință dedicată doar legii bugetului, luni. Legelor bugetului și vom avea acel interval de 10 zile dintre două lecturi, timp în care se poate veni toți să-l vadă, să vină cu amendamente. Indignare și nedumerire la Moscova. Președintele rus Vladimir Putin este revoltat că Republica Moldova și-a făcut stocuri considerabile de gaz pe care le păstrează în depozitele din Ucraina. Într-o ședință cu subalternii săi, liderul de la Kremlin a dat indicații, cităm, să fie rezolvată situația. Declarațiile lui Putin au fost urmate de critici de la Chișinău. Они непонятно зачем часть газа, как они говорят, своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее. Înainte de aceste declarații, liderul de la Kremlin a acuzat din nou Ucraina că blochează tranzitul gazelor rusești spre Republica Moldova. Declarațiile lui Vladimir Putin au stârnit indignarea președintelui Parlamentului Igor Grosu. Apucători imperiale, deci, scuzați-mă vă rog, care-i treaba lor, unii îmi țin eu cheile de la mașină, da, care stă parcată? Care-i treaba lui? Unii stă, nu știu, sarea în casă, nu-i treaba lui. Așa și aici, nu vă supărați. Noi am plătit pentru acest gaz, hai cumva noi singuri să hotărâm, unii îl ținem. Da? Și inclusiv a spus și domnul Spânu, informații despre rezerve de azi înainte, nu vă supărați, o să fie cumva clasificate. Pentru că la câte atrocități și câte măgării și crime au comis statul ăsta agresor în Ucraina, poți aștepta la orice ce. De cealaltă parte, opoziția parlamentară pune la îndoială existența acestor stocuri de gaz în Ucraina, dar și siguranța lor. Dacă Guvernul Republicii Moldova are siguranță în stocarea acestui gaz care se află în condiții sigure undeva, probabil este un lucru bun. Eu nu cunosc cauza, pricina de ce noi cumulăm acest gaz în Ucraina și dacă el în genere este acolo depozitat acest gaz. Deputații PASRE afirmă că măsura de stocare în Ucraina este mai mult decât necesară pentru a trece cu bine peste lunile grele de iarnă. Nu, eu cred că Putin nu cunoaște conceptul de economisire a gazelor naturale. Noi economisim gaze naturale și avem tot dreptul să le păstrăm pentru mai târziu. Și probabil domnul Putin, care se scaldă în gaze naturale și petrol, probabil nu înțelege. Stocurile de gaze ale Republicii Moldova sunt suficiente pentru două luni. Ministrul Infrastructurii a anunțat că vor continua achizițiile fără a anunța și volumul. Gazele sunt păstrate în România și Ucraina pentru că Republica Moldova nu dispune de asemenea depozite. Gazprom a început să reducă volumul de gaze livrate către Republica Moldova din luna octombrie, iar din noiembrie gigantul rus livrează doar 51% din cantitatea contractată, adică 5,7 milioane de metri cubi pe zi. Acest volum este livrat acum regiunii transnistrene, în schimbul energiei electrice la preț avantajos. Artiștii ruși nu mai sunt așteptați în Republica Moldova ca pe timpuri, mai ales cei care cântă ode Kremlinului și susțin invazia Rusiei în Ucraina. Deși nu există un regulament care să le interzică venirea la Chișinău, aceștia nu trec filtrul simpatiei publicului. Cum explică fenomenul, autoritățile vedeți în scurt timp în telejurnal.
A început reuniunea decisivă a Consiliului JAI pentru acceptarea României în spațiul Schengen. România își menține poziția fermă și solicită astăzi un vot ministrilor de interne ai Uniunii. Ministrul de interne Lucian Bode a declarat în această dimineață la Bruxelles că este încrezător într-un rezultat pozitiv. Reuniunea are primul punct pe ordinea de zi, extinderea spațiului Schengen cu România, Bulgaria și Croația. E un moment istoric pentru România și un moment de cotitură pentru UE, a mai spus ministrul Lucian Bode. România va solicita un singur lucru, respect. Pentru că România respectată în Uniunea Europeană este suma respectului câștigat de fiecare român din partea Uniunii Europene. Sunt erori în facturile pentru luna noiembrie la gazele naturale. Reprezentanții Moldova Gaz anunță că au distribuit toate documentele de plată consumatorilor, iar în unele datele sunt greșite. Mai exact, gradul de vulnerabilitate al unor consumatori diferă de statutul stabilit de guvern pe platforma compensații.gov.md. Distribuitorul propune consumatorilor să efectueze plățile conform facturilor emise, iar erorile vor fi înregistrate cu plată în avans pentru luna decembrie. Reamintim că cetățenii care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md își pot afla categoria de vulnerabilitate energetică accesând site-ul la categoria Cabinetul personal, unde este publicată informația. Cei care nu s-au înregistrat pe această platformă vor beneficia de compensații pentru categoria de vulnerabilitate medie, dar numai pentru luna noiembrie. Ulterior vor fi ajutați cu plata minimă. Fermierii din Republica Moldova se plâng că nu au avut un sezon prea bun la nuci. Prețul de export a scăzut cu peste 15%, iar pe piața autohtonă prețul s-a înjumătățit. Potrivit Asociației Uniunii Producătorilor de Nuci, prețul angro ar urma să crească până la sfârșitul anului, după ce cumpărători din Europa au solicitat cantități mai mari de miez de nucă de calitate superioară. Nicolae Dereli are o livadă de 130 de hectare cu nuci. Dacă anul trecut exporta nuca încoajă la un preț de aproximativ 60 de lei, anul acesta își vinde marfa cu doar 40 de lei. Anul acesta din start a scăzut brusc. La început, în luna, la sfârșitul octombrie, prețurile cât de cât erau stabili. Am vândut ceva cu un preț așa stabil, dar mai apoi brusc a scăzut. În țară a scăzut foarte tare, după cum aud la prietenul din țară, dar la export nu așa de tare, dar tot 15% a scăzut. Simte. Țară 50, jumătate. Dacă am trecut era la miez 80-100 de lei, anul acesta 45-50. Prețurile de vânzare sunt mici pe fondul crizei, dar cheltuielile de producție au crescut. În plus, anul 2022 a fost secetos și a fost mai puțină recoltă. Anul acesta, întreținerea livezii, cum cheltuielile s-au dublat. Da? Protecția livezii, dacă am trecut, cheltuiem 200.000 de lei, anul acesta până la 500.000 de lei. Plus, livada o irigăm tot, electricitate, cheltui foarte mult la uscarea nuciilor. Foarte multe nucă sau relativ mult, 2.300 am trecut, anul ăsta cred că și mult mai mult se importă din Ucraina. Prețul din port din Ucraina fără tavaie este de 2,99 de dolari am trecut pentru un kilogram de nuc decojite. Și cred că având o sursă mult mai ieftină de nuc decojite, majoritatea exportatorilor de la noi din țară s-au concentrat pe importul din miez de nuc din Ucraina. Prețul mediu de export al nucilor decojite din Republica Moldova a fost 5,93 dolari kilogramul, iar în Ucraina de aproape 3 dolari, pentru că și calitatea ar fi mai scăzută. Specialiștii cred că o soluție pentru a obține prețuri mai mari ar fi ca nucile să fie comercializate în pachete mai mici și nu vrac, așa cum obișnuiesc producătorii basarabeni. Cel mai mult, nucile din Republica Moldova se exportă în Franța, Germania, Austria și Olanda.
5 tineri, inclusiv minori, au fost reținuți de poliție și sunt bănuiți de trafic de droguri în Republica Moldova și România. În urma perchezițiilor s-a găsit la ei cocaină în valoare de 300.000 de lei. Anchetatorii au mai găsit un automobil de lux, dar și 1.450 de euro, bani care ar fi fost obținuți din vânzarea drogurilor. Grupul infracțional ar fi avut contacte cu distribuitori din Uniunea Europeană și ar fi vândut marihuana, hașiș și cocaină pe canalele de comunicare criptată de pe internet. Doi capi ai rețelei și unul dintre membri au fost arestați pentru 30 de zile, iar alții doi sunt cercetați în stare de libertate. Sălile de concerte din Republica Moldova au fost mereu deschise pentru artiștii din Rusia, care aveau publicul lor. Războiul Moscovei în Ucraina se pare că a tras cortina pe scenele din Chișinău pentru cântăreții și actorii ruși. O recunosc și autoritățile Republicii Moldova și organizatorii de evenimente, dar și publicul basarabean, care spun că artiștii care susțin agresiunea Rusiei în Ucraina nu sunt bineveniți într-o țară care condamnă ororile războiului. Coincidență sau nu, de la începutul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, artiștii ruși nu prea au susținut concerte în Republica Moldova. Puținii care au evoluat pe scenele de la Chișinău militează pentru pace și nu susțin politica lui Putin. Și dacă în anii trecuți, în special în perioada sărbătorilor de iarnă, afișele de în fața Palatului Național erau împânzite cu fețele artiștilor ruși, astăzi acestea lipsesc. În schimb, suntem invitați la concerte ale artiștilor basarabeni sau din România. În luna iunie acestui an, mai mulți interpreți din Rusia erau invitați la Chișinău să susțină un concert sponsorizat de Partidul Șor. În ajunul spectacolului, doi dintre aceștia, rapperul Alisher Morgenstern și Egor Krit, au anunțat că refuză să cânte într-un concert cu iz politic. În schimb, alți interpreți ruși, Filip Kirkorov, Dava și Ivan Dimitrenko, au ajuns în Republica Moldova, însă n-au mai apucat să urce pe scenă, deoarece concertul a fost anulat. Tot vara trecută, același Filip Kirkorov a revenit în Republica Moldova, dar a făcut calea întoarsă de la aeroportul Chișinău, pentru că a primit interdicția de a intra în țară. Explicația poliției de frontieră a fost că acesta nu a întrunit condițiile de trecere a frontierei. Kirkorov venea din Crimeea, unde a susținut un concert pentru soldații ruși răniți în Ucraina. În schimb, luna septembrie, pe o scenă din Chișinău, era aplaudat cântărețul rus Valeri Meladze. Este primul dintre artiștii ruși care a condamnat războiul din Ucraina și a cerut Kremlinului încetarea acestuia. Și comediantul rus Maxim Galkin, cunoscut drept un critic aprig al lui Putin, a avut un spectacol la Chișinău. Se întâmpla în luna octombrie, când a impresionat publicul cu un discurs în limba română. Am început să învăț limba română pentru că tot ce spun la concerte este acum foarte atent monitorizat din Rusia. Pe 17 decembrie, artistul de comedie Mihail Schatz era așteptat la Chișinău. El a părăsit Rusia la scurt timp după invazia rușilor în Ucraina și a condamnat războiul. La fel ca Meladze sau Galkin, acesta a trecut filtrul simpatiei publicului basarabean. Noi nu avem cenzură, dar Republica Moldova are poziție foarte clară vis-a-vis de război din Ucraina. Moldova condamnă acest război agresiv. De asta, artiștii care susțin acest regim nu sunt binemeriți în Republica Moldova. Și nici nu prea riscă să vină că știu această poziție. Nu sunt primiți nici de autorități și nici de public. Acești ruși, cum este Galkin, Miladze, vin prin companii private din presariat, vin un șir de scriitori. În Republica Moldova a fost Leonid Parfionov, a fost Marc Gelman, a fost Ivan Vârâpaie. Deci oamenii care nu susțin acest război. Reprezentanții companiilor de organizare a evenimentelor ne-au confirmat în afara camerei că în acest an au colaborat cu mai mulți artiști din Republica Moldova și din România, dar mai puțin cu cei din Rusia. În contextul războiului, nu cred că este etic.
Cel puțin eu n-aș merge. Depinde și cum ei văd războiul, pentru că dacă ei s-au pronunțat că nu sunt pentru război, eu cred că ar fi ok, dar în general, dacă nu s-au pronunțat sau sunt pro-război, ca să spunem așa, nu cred că e bine de mers și de susținut așa artiști. Cred că da, pentru că nu toți sportovine. După muzică mă duc. Nu cred că e moment să se asculte și pe dânsă. Așa că, ca pur și simplu un protest care nu se merită. Dacă ei nu poate să lupte acolo cu prostia asta lor de a ucide oameni. Da, n-am o problemă. E vorba despre cultură, nu despre politică. În general, muzica rusă nu-mi place. E engleză doar. Occidental. Anii trecuți, pe scenele de Republica Moldova erau nelipsiți artiștii ruși precum Nicolae Baskov, Oleg Gazmanov, Sergei Lazarev, Grigori Leps sau Stas Mihailov. Acum însă aceștia cântă ode Kremlinului și susțin deschis invazia Rusiei în Ucraina. Noi avem coloana a cincea care susțin deschis, da, acest război și respectiv acești artiști erau chemați pentru a-și consolida forțele. Anterior, autoritățile de la Chișinău au declarat că persoanele publice care fac apel la război, discordie și ură pot deveni indizerabile pe teritoriul Republicii Moldova. Cel puțin 10 oameni au murit în bombardamentele armatei ruse asupra orașului Curahovo din estul Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, au fost bombardate o piață, o stație de autobuz, o benzinărie și blocuri de locuințe. Guvernul ucrainean a difuzat imagini cu urmăririle atacului. Sunt scene de coșmar cu clădiri parțial distruse, ori în flăcări, trupuri neînsuflețite pe caldarâm. De asemenea, rușii au bombardat obiective energetice și sute de localități din Ucraina au rămas ore bune în întuneric. Primarul Kievului avertizează că în această iarnă locuitorii capitalei ucrainene s-ar putea confrunta cu un scenariu apocaliptic în cazul în care rușii vor continua să bombardeze infrastructura. Oamenii din Kiev nu trebuie să plece din oraș, dar trebuie să fie pregătiți să se mute dacă va fi cazul, spune Vitali Klitschko. Kiev може бути настромлений без водопостачання, теплопостачання, взагалі апокаліпсис може відбутись, як в страшних голівудських фільмах, коли місто в домівках неможливо буде жити, враховуючи низьку температуру і відсутність теплопостачання. Але ми боремося, робимо все для того, щоб цього не відбулося. Ми боремося, ми руки не опускаємо. Primăria din Kiev a pregătit 500 de centre ce pot fi încălzite autonom. Însă, într-un oraș de 3 milioane de locuitori, acestea sunt insuficiente, atrage atenția Klitschko. Важко зараз нашим збройним силам, нашим хлопцям. Ось кому важко, на кого ми надіємося. А ми все переживемо. Дай Боже, щоб ми жили в своїй оселі, щоб скоріш була. Locatarii blocurilor avariate de bombardamentele rușilor din estul Ucrainei stau de luni de zile în subsoluri. Apartamentele lor nu mai sunt locuibile, fiind parțial distruse în atacurile armatei ruse. Oamenii nu au bani de reparații și stau în subsol. Asta ne ieși, nu poți să ieși, tam pitați, tam plătiți, trebuie să... Aseară, în mesajul către ucraineni, președintele Volodymyr Zelensky a făcut apel la răbdare. Liderul de la Kiev a explicat că este imposibilă în acest moment reluarea totală a alimentării cu energie electrică. Comisia Europeană propune un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, al nouălea după declanșarea agresiunii ruse asupra Ucrainei. Intră pe listă de sancțiuni oficiale din armata și din Parlament, dar și companii din sectorul apărare. De asemenea, se interzic exporturile de motoare de drone și nu doar în Rusia, ci și în țări care ajută Moscova, cum e Iranul. We are proposing to add almost 200 additional individuals and entities to our sanctions list. This includes the Russian armed forces, as well as individual officers and defense industrial companies. We propose to introduce sanctions against three additional Russian banks. We propose to ban the direct exports of drone engines to Russia and the export to any third country, such as Iran, which could supply drones to Russia. După 2 ani în care clienții s-au lăsat așteptați din motive de pandemie, magazinele de decorațiuni de Crăciun din Elveția fac vânzări record. Elvețienii, dar și turiștii străini vor să uite de inflație și de creșterea prețurilor. La mare căutare anul acesta sunt decorațiunile realizate manual. Magazinele elvețiene cu tradiție în globuri și jucării artizanale au sute de clienți pe zi.
chiar dacă prețurile au crescut. With this moderate price of at the highest 5%, there is no impact. I think the business is quite good now and people are, after these years of closing down, people are ready to come out and to invest in Christmas ornaments. Pe lângă decorațiunile tradiționale de Crăciun, unele magazine din Elveția au pus în vânzare și ornamente inedite, inclusiv sticluțe de vaccin anticovid, de atârnat în brad sau seringi. I feel kind of sad that no more people are going to decorate their homes, so I just try to decorate mine to the people who walk by and see, maybe have some smiling on their faces. În ultimii doi ani, din cauza pandemiei, vânzările au mers prost. În acest an însă, în Elveția, atât proprietarii de magazine de ornamente de Crăciun mai deosebite sau chiar de lux, cât și cei care vând suveniruri, sunt mulțumiți de cum a debutat sezonul sărbătorilor. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Mai multe informații vă așteptăm la Telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!